Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei. În această seară la Europa FM a venit DNA. Nu ca să ne ia la întrebări, nici n-ar avea pentru ce, vă garantez, ci pentru a răspunde la întrebări prin vocea invitatului meu din această seară, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin Bologa. Bună seara, domnule Bologa, bine ați revenit la Europa FM. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Am început mandatul cu Europa FM și acum, la final de mandat, sigur că se cuvine. Nu, v-ați început mandatul cu mine, cu Spot Media. Și îl încheiați cu mine la Europa FM, dacă nu o să mai aveți și alt interviu. Da, într-adevăr, vă apropiați de finalul mandatului. Mai aveți câteva zile, cred, nu? În data de 19, ultima zi. 19 februarie. Deci mai aveți câteva zile. V-ați înscris în procedură pentru cel de-al doilea. Deja este publică informația. Așa, de încălzire, domnule Bologa, care ar fi concluzia dumneavoastră după acești trei ani la vârful anticorupției din România, concluzia dumneavoastră despre corupția din România? Concluzia mea la sfârșitul celor trei ani este că în continuare în România corupția la nivel înalt și mediu este un fenomen generalizat, este un fenomen nociv și spun acest lucru prin prisma faptului că avem foarte multe sesizări, foarte multe dosare în lucru și am și trimis instanțelor de judecată multe dosare în lucru. Și având în vedere statistica, eu zic că în continuare corupția este un fenomen care macină societatea românească și cu atât mai mult este important rolul Direcției Naționale Anticorupție în societatea. Nu e un eșec al DNA faptul că după atâția ani de DNA, cu doamna Chioveși și cu dumneavoastră, iată, corupția este un fenomen generalizat, spuneți? Rolul Direcției Naționale Anticorupție nu este să facă prevenție. Reducerea corupției se face și prin educație, se face și prin măsuri sociale, măsuri pe care trebuie să le ia celelalte puteri ale statului, prin ridicarea nivelului de trai. Noi suntem datori să luptăm cu acest fenomen al corupției și să-l ținem sub control. Cei care se vârșesc altfel de fapte să știe că există DNA și că suntem puternici și putem să luptăm cu acest fenomen al corupției. Cât de puternici vom vedea pe parcursul acestui interviu? Am o rugăminte să-mi spuneți un succes pe care îl considerați principal al mandatului dumneavoastră, unul și un eșec pe care îl considerați principal al acestor trei ani petrecuți la DNA, în fruntea DNA. Pot să dau exemple din ambele categorii. Unul și unul. Dar dacă mă gândesc așa, un succes, și asta am și vrut, a fost crearea unei echipe, și nu numai o echipă la nivelul conducerii, ci la nivelul Direcției Naționale Anticorupție. Am început să devenim din nou atractivi. În cei trei ani de mandat au venit la DNA, inclusiv cu cei 26 de procurori care vor fi numiți acum, 95 de procurori, din cei 160 care ne desfășurăm activitatea în prezent acum. În noile condiții de vechime? În noile condiții de vechime și cu o salarizare care aproape generalizată în toate parchetele din România și în instanțe, ceea ce arată o încredere a corpului judiciar, a procurilor, în activitatea Direcției Naționale Anticorupție. Un alt succes, care este foarte important și care arată încrederea cetățenilor, de exemplu, este creșterea numărilor de sesizări în fiecare an din ce în ce mai multe și creșterea acțiunilor de prindere în flagrant, de exemplu, care au ajuns la ordinul zecilor în fiecare an. Și un eșec? Un eșec, faptul că n-am reușit să convingem puterea legiuitoare și pe cea executivă că merităm să ne extindem competența sau să ne recuperăm competența pe combaterea corupției în rândul magistraților. Deci în cei trei ani, în permanență, am vrut să convingem că putem face acest lucru și putem avea rezultate și n-am câștigat. Să înțeleg că socotiți nefericită sau o variantă fără succes, noua variantă, nu-i spun SIJ, că nu e chiar un SIJ, dar noua variantă de anchetare a magistraților? Nici măcar nu mă refer la acest lucru. Eu am vrut să arăt și am arătat și public acest lucru și în Parlament și la întâlnire de la Ministerul Justiției că procurorii din ea sunt competenți și foarte buni profesioniști și pot să facă acest lucru. Și nu numai în ceea ce privește combaterea corupției în rândul magistraților, dar am cerut extinderea competenței și cu privire la alte fapte în condițiile în care noi am pierdut foarte mult din competență. În fiecare an am pierdut competența. Ori ca urmare a unor decizii ale Curții Constituționale, ori ca urmare a unor măsuri legislative. Am pierdut competența pe disjungeri,
în dosarele noastre. Am pierdut competența pe magistrați, competența pe evaziune fiscală de-a lungul anilor. Și pe ce ați vrut să căpătați competența și v-a fost refuzată? Păi, încă nu ne-a fost refuzată, dar n-am reușit să obținem nimic. Ei sunt grupuri de lucru. Am și cerut să obținem competența, de exemplu, pe instrumentarea cauzelor, având ca obiect infracțiunile grave la mediu. De asemenea, am cerut o competență pe infracțiunea de lapidare și de gestiune frauduloasă, dar în anumite condiții, și anume prejudiciu peste 200.000 și persoane importante implicate. Da, deci astea v-au fost refuzate. Ați spus că nu au fost refuzate încă, dar nu le-am primit. Fost refuzate. Nu v-au fost acordate. Da, nu au fost acordate. O luăm așa. Bun. Ați spus că au venit, dacă am reținut corect, 95... Cu cei 26 care au trecut, am avut o procedură, prima procedură după 3 ani pe care am organizat-o noi, am recăpătat această competență odată cu intrarea noilor legi ale justiției în vigoare în decembrie. Am și organizat o procedură, s-au înscris 32 de procurori în succes și au trecut 26. Bun, în total aveți 95. Procurori noi. Câți au plecat la pensie în valurile successive de plecări la pensie pe care le-ați suportat în acești ani? Că au fost vreo câteva valuri ultimul... Numai în noiembrie și decembrie anul trecut am pierdut 12 oameni cu experiență și 12 oameni cu funcții de conducere, de la un procuror șef adjunct de direcție, la șef de serviciu. De ce au plecat? V-au spus? Au plecat din cauza faptului că au apărut pe piață foarte multe proiecte de lege. Nu a fost o comunicare clară, concretă, să știm la ce să ne așteptăm. Un alt eșec pe care mi-l reproșez, nu am reușit să-i conving să rămână pe cei care au plecat la pensie. Cât din schema actuală este, cât din schema de MNA e ocupată în acest moment? În acest moment, cu cei 26, ajungem undeva la 80% din schema de personal și în condițiile în care, din câte mi-amintesc, am preluat direcția la 68%. Păi, până la sfârșitul semestrului al doilea, potrivit țintei 429 din PNRR, ar trebui să aveți o ocupare de 85%. Deci vă mai trebuie 5%. Câți mai trebuie să angajați? Având în vedere, noi avem 195 de posturi de procurori, 2 procurori, e un proces și ceva. Deci dacă nu mai avem pierderi, s-ar putea să mai avem oameni care pleacă la pensie, oameni care pleacă din direcție. Dacă am rămâne la acest procent, ne-ar trebui încă 10 procurori până în vară, fără pierderi. Deci deja avem, după ce am organizat această procedură, cereri de delegare pe anumite funcții și este important să avem această delegare ca să vedem dacă procurorii fac față și dacă vor să rămână la DNA și apoi să se prezinte la procedură. Deci am încredere că vom... Că veți atinge ținta de 85. Dar ați fost întrebat în momentul în care a fost fixată în PNRR dacă sunteți de acord cu ținta aceasta? Am fost întrebat, au fost discuții nu concrete de la Ministerul Justiției și noi am vrut să avem condiții mult mai bune la Direcția Națională Anticorupție, să fim mult mai atractiv. De exemplu, au vrut să se reducă vechimea. N-am făcut acest lucru. Nu putem stimula niciun fel procurorii Direcției Naționale Anticorupție, iar nivelul de salarizare este la fel ca aproape la toți procurorii din țară. Și atunci a rămas doar ca și motivare munca în sine, ceea ce face Direcția Națională Anticorupție. Munca în sine. Ați lansat recent marele dosar al măștilor neconforme, dosarul Romarm, dosarul Țuțu, dosarul Pițurcă, e cunoscut sub toate numele și îl are ca personaj central în imaginea publică pe fostul antrenor Victor Pițurcă, ca personaj central, cu care astăzi ați înregistrat un eșec, Direcția Națională Anticorupție, în sensul că i-a fost ridicat controlul judiciar. E un semn prost pentru acest dosar, faptul că iată, instanța a decis să nu mai ține nici sub control judiciar. Așa cum ți-ai foarte bine, eu nu o să vorbesc mult despre dosarea frate pe rol, pentru că și este interzis acest lucru, atât pe rolul Direcției Naționale Anticorupție, cât și pe rolul instanțelor de judecată, dar pot să vă spun că ancheta în acest dosar continuă. Vom vedea la sfârșitul acestei anchete ce va aprecia procurorul, dacă va dispune netrimite în judecată sau trimite în judecată, și apoi vom vedea dacă se va dispune trimiterea în judecată, ce se va întâmpla în instanță. Este vorba doar de măsuri preventive. Unele dintre persoanele implicate sunt sub control judiciar.
altele dintre aceste persoane nu sunt sub control judiciar sau sub altă măsură preventivă, iar față de altele, și cum s-a întâmplat astăzi, a fost ridicată această măsură preventivă, dar încă nu s-a pronunțat nimeni pe vinovăția sau nevinovăția unor persoane din acest dosar. Sunt interpretări subiective ale procurorilor și a judecătorilor cu privire la fapt, la persoană, la pericolul pe care prezintă acestea sau lăsarea lor libertate sau a aplica sau nu o măsură preventivă față de acestea. Vă întreb pentru că se consideră că atunci când sunt probe foarte temeinice la dosar, se dispun și măsuri de siguranță pe măsură și nu aveți niciun arestat în dosarul ăsta, deși ați cerut. Mai sunt și alte situații în care dacă sunt probe și sunt administrate, se apreciază că nu mai are rost o măsură preventivă. Ceea ce vreau să vă spun, și asta vă mai repeta dacă e cazul, și în ceea ce privește persoanele cercetate în acest caz, noi vom respecta prezența, deși și acum, în ceea ce povestesc eu, vreau să afirm că se bucură de prezumția de nevinovăție toți cei cercetați în dosar. A spus că dosarul continuă, are și potențial să se extindă, că toată lumea așteaptă nume și mai mari. Acum eu nu pot să afirm acest lucru, nu pot să-l chem pe procuror să-l întreb ce face și care sunt pașii. Cred că și înainte a fost tot așa, dar și în prezent, la Direcția Națională Anticorupție, procurorii se bucură de independență funcțională și rolul meu a fost doar să le dau încredere, să opresc exagerările într-un sens sau un alt sens și să le ofer toate condițiile pentru... Ce înseamnă exagerări într-un sens sau în alt sens care trebuie oprită, la ce vă referiți? Poate că am avut, de exemplu, plângeri împotriva unor măsuri sau soluții ale procurorilor. Și s-a ajuns la infirmarea acestor măsuri. Sau soluții de clasare, sau soluții de... sau măsuri de pune în mișcare acțiunii penale, deci măsuri care se iau în cursul procesului penal și care sunt soluționate de procurorii rang superior, șefii de secție sau și șefii de serviciu. Libertatea a scris despre dosarul măștilor neconforme, de afacerea pe vremea aceea măștilor neconforme Romarm, ziarul Libertatea a scris în urmă cu un an și se baza pe o sentință civilă din decembrie 2021, când Romarm încerca să recupereze niște bani pe măștile respective. Și multă lume se întreabă de ce v-a luat atât de mult, de ce v-a luat un an de zile să ajungeți la turarea acestei anchete. Astăzi am urmărit niște înregistrări de la discursul despre națiunea al președintelui Statelor Unite. Și în momentul în care s-a referit la COVID, la pandemie, s-a referit și la declanșarea unor anchete Statelor Unite tot în această perioadă. Așa se coc dosarele. Probabil, în acest moment, procurorul a apreciat că a adunat suficiente probe, suficiente indicii, ca să treacă la următorul pas, la punerea sub acuzare unor persoane. Noi, dacă ne referim la un singur dosar, pierdem privirea de ansamblu asupra dosarelor Direcției Naționale Anticorupție. Procurorul care instrumentează această cauză are zeci de dosare în lucru. Are toate dosarele cu Unifarm. A avut dosarul cu Unifarm care a trimis în judecată. Este un volum mare de dosare pe fiecare procuror al Direcției Naționale Anticorupție, dosare complexe, nu dosare ușoare. Să înțeleg că va trebui o schemă și mai mare de personal, dacă îmi spuneți că încărcătura e atât de mare. Să vedem dacă reușim să completăm schema de personal și dacă reușim să aducem pe cei 26 care acum vor veni, dar încă nu au venit. Doi nevoie, înțeleg. Ați spus dosarul Unifarm, da? Dosarul Unifarm a fost condamnat, domnul Adrian Ionel, la 6 ani, în primă instanță. În primă instanță și alte persoane au fost condamnate în urma unor acorduri de recunoaștere a vinovății. A fost condamnat, este în apel. În urmă cu câteva zile, audiat fiind în apel, domnul Adrian Ionel a vorbit despre presiuni făcute asupra domniei sale pentru a accepta marfa respectivă de mai mulți demnitari în funcții în 2020. A fost DNA inspirat de vorbele rostite de domnul Adrian Ionel într-un cadru oficial în fața instanței de judecată? La fel, fac trimitere la prezumția de nevinovăție pentru că nu este condamnat definitiv. Din câte mi-aduc aminte, domnul Adrian Ionel a afirmat acest lucru și în fața de urmărire penală, numai că tot așa mi-aduc aminte că nu prea a venit cu nimic concret, ci doar să circumstanțieze și să-și motiveze într-un fel sau altul fapta de care era acuzat atunci. Iar faptul că a fost acuzat și condamnat în primă instanță, tot cu respectarea prezumției de nevinovăție, ca și-l cerut și primit o sumă de bani, mare de bani, mă întreb cine te poate presa să ceri și să primești bani într-un dosar. E adevărat? Dar să fiți sigură și să fie sigur toți ascultătorii dumneavoastră
că indiferent de ce persoană, indiferent ce funcție și rol avea în statul român, Procurii Direcția Națională Anticorupție se vor duce până la capăt. Da, domnule procuror șef Crimbologa, însă uite, oamenii se întreabă, am avut un uniform până la urmă a picat pe un director, nu? Un principal. Pe directorul general? Directorul general, da. Avem Romarm, da, am spus, mă rog, cel mai reprezentativ. Am avut Romarm, avem Romarm deocamdată, cel puțin, discutăm tot de un director. Asemenea tunuri, tot dumneavoastră spuneți că sunt sute de milioane de, de euro prejudiciu, adică în toată perioada, în dosarele pandemiei, că ați avut 70 de dosare cu zeci de inculpați, dar mai mult de director de instituție n-a sărit DNA-ul până acum în dosarele pandemiei, zic. Nu au devenit suspecți sau inculpați anumite persoane. Dar trebuie să vedem dosare, noi mai avem 88 sau 90 de dosare în lucru. Și în aceste dosare în lucru avem cam 112 suspecți și inculpați și avem făptuitori în aceste cauze. Să vedem ce va aduce viitorul în aceste dosare și unde vor ajunge procurorii cu ancheta. Eu zic că și la acest nivel, noi nu ne-am... Ziceți că vor ajunge și la acest nivel? Nu ne-am propus să ne oprim la directori. La, nu știu, ONAC, de exemplu, unde am pus sub acuzare pe cineva, tot cu respectarea prezentării nevinovății, ne referim la Unifarm sau la Romarm. Dar nici nu ne-am propus cu orice preț să ajungem la persoane cu funcții mai importante doar de a da satisfacție unora sau altora ca să aducem sânge pe da, sigur, e puțin credibil însă că în condițiile unor asemenea tunuri nu mai sigur, și o implicare mai mare. Nu am zis că a existat sau că n-a existat. Eu am zis că se poate să ne ajungem sau se poate să ajungem la alt tip de persoane, să vedem ce aduce viitorul în acest Asta este modelul clasic de DNA, nu confirm și nu infirm. Cunoaștem această formulă care este consacrată deja. Apropo de dosarele, marile dosare ale pandemiei, că iată, aceasta este la modă, în septembrie 2021 DNA comunica că a deschis INRM un dosar al achiziționării de vaccinuri anti-COVID. Și din câte mi-aduc aminte, cred că am fost singura instituție de parchet din Europa sau din lume, probabil au fost și altele care acum am deschis. Acum și EPO se ocupă Eu am zis că am fost prima, pentru că suntem acum singuri. Zis, bun, prima, dar... Procurorul s-a sesizat din oficiu acolo, așa. Administrează probe INRM și face din 2021? Din 2021, da. Vaccinurile s-au cumpărat din Giurgiu, nici din Zalău. Vaccinurile s-au cumpărat din... peste tot din lume și s-au adus și s-au importat, s-au vândut peste tot în lume de către România. Deci din 2021, dosarul este la un procuror care, la fel ca și cel care are dosarul Romarm în lucru, are zeci de dosare în lucru. Un procuror care, sau cei doi procurori, au un randament deosebit, au trimis zeci de dosare în judecată cu prejudicii importante. Și lucrează dosarele în funcție de priorități, de vechim, de măsuri preventive. Acum, care sunt două dosare. Prioritatea absolută este în dosarele în care există persoane cu măsuri preventive sau unde este pericol de prescripție. Și sigur că este important să avem rezultate cât mai apropiat de săvârșirea sau de săvârșirea eventual a faptei de corupție, dar din câte am discutat cu procurorul fără să intervină în ancheta lui, se pare că face pași importanti spre... Deci în dosarul vaccinurilor anticovid îmi spuneți că se fac? Da, se administrează probe de vinovăție, de nevinovăție, se administrează probe pentru a afla starea de fapt și a trage concluzii în această stare de fapt. Dacă avem fapte, dacă avem persoane și ce persoane se fac vinovate de anumite fapte de corupție sau asimilate. V-a spus cumva procuror, fără să fi făcut presiune asupra lui, că asta trebuie să precizăm în permanență, v-a sugerat domnul procuror cam când ar putea fi primele semne de viață publică în acest dosar al vaccinării, al vaccinurilor? Eu știu că a cerut de la Guvernul României documente, chiar documente clasificate din ședințele de guvern, a cerut de la Ministerul Sănătății astfel de documente, ori un volum mare de documente, trebuie și analizate. Ați vorbit despre prescripție. Ați pronunțat un cuvânt foarte, foarte rău în ultima vreme pentru toate parchetele din România, presupun că și pentru DNA. Câte dosare? Prescripția nu e un cuvânt rău pentru parchete.
Percepția în comun rău pentru cetățeni. Rău în sensul muncii, nu pentru în sensul activității. Noi, că atâta, că ne pare rău de munca pe care am făcut-o. Noi am mai făcut un comunicat de presă și, din câte mi-aduc aminte, erau peste 557 de dosare, atât la urmărie penală vreo 100 și ceva, 190, cât și restul în instanță, unde s-ar putea aplica deciziile Curții Constituționale și deciziile în alte curți de casație și justiție pe prescripție. Noi am hotărât, împreună cu colegii noștri, și am consultat pe absolut toți, să mergem până la capăt, să facem tot ceea ce este posibil ca în dosarele pe care noi le-am trimis în judecată și unde prescripția specială nu este îndeplinită, să aflăm adevărul. Să ajungem la capătul procesului, să se pronunțe o decizie de achitare sau de condamnare. Pentru acest motiv, noi în fiecare dosar unde se invocă prescripția în baza acestor decizii, solicităm sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene, pentru că avem practică în acest sens, și anume în dosarul privind completele de judecată, unde Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat pe ideea de a stabili adevărul, astfel încât să nu se ajungă la o impunitate generală în dosarele de corupție sau dosarele cu fraude la fonduri europene, deci, sau evaziune fiscală. Deci în fiecare dosar amenințat de această decizie CCR și ICCJ, DNA cere sesizarea în Curții de Justiție a Uniunii Europene să se pronunțe asupra acestui aspect. Am cerut, cred că s-au pronunțat deja, s-au pronunțat instanțele, cred că în vreo 8 dosare anul trecut și vreo 10 anul acesta, mi s-a respins de fiecare dată. Vom fi perseverenți, vom cere în continuare, că nu văd care ar fi pericolul ca, sesizând Curtea de Justiție a Uniunii Europene, să vedem ce părere are cu privire la aceste fapte. Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM. Suntem în Piața Victoriei la Europa FM împreună cu procurorul șef DNA, domnul Crin Bologa. Domnule procuror șef, ați spus peste 500 de dosare deja impactate, deja în pericol, deja cu termenul împlinit, practic. Termen de prescripție general împlinit. Câte mai sunt într-un asemenea pericol? Acestea sunt toate. Nu, acum, câte sunt foarte aproape, în sensul ăsta? Cele 557, dacă se aplică aceste decizii, se va constata prescripția în aceste dosare. Iar în celelalte dosare n-am făcut o evaluare, dar avem dosare mai vechi, unde poate anul viitor sau de peste 2 ani. Aia vă întreb. Depinde cât vor sta poate în instanță, cât vor sta la procurări. Încercăm să finalizăm cât mai repede dosarele. De asta am și reușit ca în cei 3 ani, de exemplu, să ajungem de la 400 și ceva de dosare mai vechi de 5 ani, să ajungem anul trecut la 200, ca să nu fim în pericol de prescripție acestor fapte. În pericol? Teldrum. Nu vă mai întreb. E primul interviu la care nu vă întreb ce se întâmplă cu dosarul Teldrum, e în instanță. Eu zic că dacă se fac acte de întrerupere a prescripției și dacă se dau termene mai scurte, se poate ajunge la o concluzie și acolo, de achitare sau de condamnare. Noi vom solicita instanțelor și termene scurte să vedem dacă vom avea câștig de cauză. Vreau să vă spun că sunt dosare care au stat și la urmărire penală un anumit număr de ani, dar avem dosare care au stat în cameră preliminară, de exemplu 4 ani. Era o cameră preliminară făcută pentru 60 de zile. Și am ajuns cameră până așa, și în judecată. Există un dosar despre care se vorbește puțin, vizează fapte destul de vechi. Acel dosar în REM privind certificatele de revoluționar, inclusiv certificatul de revoluționar obținut de domnul Marcel Ciolacu. În ce stadiu este dosarul acela? Deci încercați să vorbim de un dosar apădecinat, cu toate că v-am zis că nu pot să mă refer, dar sigur, datoria dumneavoastră să întrebați. Se lucrează, este interesant să fii de partea asta, nu să fii întrebat și interogat. E, vedeți? Da, și din câte știu, acolo avem mai multe sesizări și de la persoane fizice în dosarul mare. Cred că avem și o declinare de la Parchetul General. Pot să vă spun că nu există la nivelul Direcției Naționale Anticorupție o începere de urmărire penală impersonală în față de persoana domnului Ciolacu. Deci nu are calitatea de suspect sau inculpat într-o cauză. Deci nu ne putem referi
cu numele domnului Ciolacu l-au numit spuneam dosar. Spuneam că există o știu că s-au dat soluții atât de clasare în acest dosar, dar și de trimitere în judecată. De exemplu, domnului deputat Rădulescu a fost trimis în judecată. Alte, din câte știu, în unele cazuri, faptele au rămas la stadiu de tentativă. De tentativă la un abuz în serviciu al secretaria general care se ocupă de aceste probleme. Dar în frizarul meu, Ciolacu, nu este să înțeleg nici vreo clasare. Adică... Din câte știu, nu vorbim de domnul Ciolacu, sunt mulți acolo. S-au făcut sesizări de către persoane fizice. S-au făcut fizice. Și unele clasări, de aia întrebat. S-au dat și clasări, nu știu exact, dacă o să faceți o cerere în scris sau mâine sau telefon, pot să verific dacă mai există. Din câte știu, nu s-au închis toate dosarele, dar s-au dat soluții de toate categoriile, dar nu pot să afirm că la DNA există un dosar Ciolacu, că nu există așa ceva. Mai există o problemă, cumva, care ar putea veni în continuarea problemei prescripției, și anume acest nou regulament de organizare a instanțelor care permite schimbarea completurilor de judecată și de aici reluarea judecăților. Cât de afectată este DNA de această posibilitate de, practic, trecerea dosarelor de la un complet la altul cu efectul reluării judecății? Noi am reținut-o și în materialul de bilanț aferent anului trecut, ca o vulnerabilitate a lupta împotriva corupției, acest regulament. Am discutat cu cei implicați, cu șefi de instanțe, cu cei de la CSM și vom mai discuta. Am primit de acolo asigurări că nu se va ajunge la reluarea cercetărilor, că nu se va, cercetării judecătorești, că nu se va ajunge la prescripție. Numai că acestea sunt garanții transmise de la om la om. Nu ne trebuie garanții trecute într-un act normativ. În acest regulament al instanțelor judecătorești este posibil să se încalce principiul continuității și al independenței judecătorilor. Acestea sunt principii legale și nu pot fi schimbate, nu li se poate aduce atingere printr-o hotărâre a Consiliului Superior Magistraturii Secției pentru Judecători, care a votat un regulament. Să vedem, am discutat cu colegii, este posibil, dacă nu se ajunge la alte căi de reparare, să încercăm să atacăm acest. Noi, Ministerul Public, avem o discuție cu doamna Procuror General în acest sens, să atacăm în instanță hotărârea, dar dacă este posibil să se repare sau să fie mai clar regulamentul prin alte căi, de exemplu o nouă hotărâre a Consiliului Superior Magistraturii, sigur că suntem mulțumiți de orice înlătură o posibilitate ca să se ajungă la o prescripție a răspunderii penale în instanță. Dar deocamdată ați avut situații în care s-au schimbat completurile sau încă nu? Nu, a intrat în vigoare relativ recent de două trei, încă nu am o situație în acest sens. Nu aveți o situație în acest sens. Tot un jalon PNRR este modificarea pentru anul acesta, vizează modificarea codului penal, codului de procedură penală. Există niște modificări care mă refer la cele care privesc DNA, nu în ansamblul lor. Există deja proiectele de lege și s-ar putea să primiți o mână de ajutor dacă trece așa cum e prevăzut. Mă refer la revenirea ca instrument a mandatelor de siguranță națională, dar pe siguranță națională, dar sigur, cu anumite condiții. Vi se pare bine gândită această prevedere legală? Mi se pare că este bine că a fost gândită și bine că este trecut acolo, pentru că aveam înainte la dispoziție probe uneori unice, care nu mai puteau fi administrate încă o dată în cauzele respective. Ori noi avem posibilitatea, prin codul de procedură penală, să folosim, de exemplu, ca probe, interceptările, înregistrările puse la dispoziție de părți. Era cu atât mai mult necesar să putem folosi interceptările, înregistrările făcute de instituții ale statului cu mandat de la judecător. Este un lucru bun, s-a respectat o decizie a Curții Constituționale. Vreau să vă spun că acest proiect de la Ministerul Justiției pune codul penal și codul de procedură penală în acord cu deciziile Curții Constituționale. Da. Există și un plan mai larg de modificare a codurilor la
în foarte multe instituții ale codului penal și a codului de procedură penală, dar acela va dura mai mult. Acestea erau importante pentru PNRR și ca să punem în acord modificările cu deciziile Curții Constituționale, și aici avem o decizie a Curții Constituționale care nu l-a declarat ca fiind neconstituțional. A lăsat portița aceea micuță pe care putea strecura. Este important să aibă garanții. Garanțiile pe care le au persoanele interceptate în dosarele penale, interceptate în baza unor mandate de supraveghere tehnică, să le aibă și în cazul mandatelor de siguranță națională. Deci, pe ansamblu, considerați că... Considerăm o măsură foarte bună, nu numai pentru dosarele noastre, pentru toate dosarele noastre. Pot fi probe în dosare cu omor, în dosare de trafic de persoane, în dosare de trafic de droguri, pentru absolut oricine. Sunt foarte importante aceste probe, pe care, dar asta nu înseamnă că serviciile de informații vor participa la urmărirea penală. Sunt obligate, dacă apare indicii despre fapte de corupție, de exemplu, să ni le pună la dispoziție, inclusiv informația brută, adică interceptările. Cum stați din punct de vedere tehnic? Că vorbeam de... Din punct de vedere tehnic stăm din ce în ce mai bine, dar mai există loc de dezvoltare. Avem nevoie de softuri prin care să analizăm un volum mare de date în dosarele noastre de corupție. Avem nevoie de softuri care să ne permită interceptarea sau înregistrarea și altor mijloace de, sau altor platforme de comunicare. Dar stăm, în ultimii de 3 ani am primit sumele de bani pe care le-am cerut, am primit și 90 de polițiști și 50 de grefieri, o bună parte dintre polițiști au fost repartizați la serviciu tehnic și avem o autonomie din ce în ce mai mare în desfășurarea activităților tehnice. Am primit, sub alt aspect, de exemplu, un sediu secundar în București. Am primit un sediu pentru EPPO în București și altul în Iași, pentru că structurile de suport sunt la DNA și atunci și sediul EPPO, în mod simbolic, aș zice eu, nu știu dacă a fost așa, în sediul SIJ, am și făcut acolo un interviu cu doamna procuror șef EPPO, a fost ca o ironie a istoriei, dar asta e. Domnule procuror șef Crimbolog, au intrat în vigoare noile legi ale justiției cu tămbălăul aferent. Dumneavoastră sunteți mulțumit de ele? În ceea ce privește capitolele care se referă la Direcția Națională Anticorupție, da. Proiectele de legi inițiale au fost nocive pentru Direcția Națională Anticorupție, dar prin discuții la Ministerul Justiției s-a reușit repararea acestora. În ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, de exemplu, am recăpătat, am mai amintit acest lucru, posibilitatea de a organiza concursul pentru accederea procurorilor la Direcția Națională Anticorupție. Prin aceste legi ne-am păstrat autonomia funcțională și autonomia financiară. Avem buget distinct în bugetul Ministerului Public. De asemenea, procurorii ierarhii superiori ai procurorilor Direcției Naționale Anticorupție sunt șefii de serviciu sau șefii de secție sau procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție și atât. Deci înțeleg că vă mulțumește în ceea ce privește DNA, Direcția numai Națională că dosarele DNA se duc la instanțe. La instanțe unde președinții capătă puteri foarte mari și pot muta oamenii în completuri, ce vorbeam mai devreme. Se duc la înalta curte unele dintre ele, unde concursul de promovare a devenit chiar mai netransparent decât era în vechea formă, ce să se îmbunătățească. Lucrurile astea nu vă îngrijorează? Eu zic să lăsăm timpul să-și spună cuvântul. Eu am încredere în judecătorii din România și le solicit procurorilor noștri să facă dosare bine documentate, bine probate, cu un standard al probelor ridicate și sperăm să câștigăm încrederea judecătorilor și să convingem prin dosarele noastre, dar ceea ce ziceți dumneavoastră sau ceea ce cred eu, vedem în timp ce se va întâmpla. Un răspuns foarte diplomatic, domnule Bologa, remarc o schimbare substanțială față de primul nostru interviu, 3 ani în fotoliu de procuror șef DNA, se văd. În acești 3 ani, au fost făcute presiuni asupra dumneavoastră? Presiuni politice, hai să zicem pe dreapta. Să vadă cineva un dosar, să închideți, să deschideți un dosar. Sunt din paleta largă. Le-am interpretat noi, dar sigur s-au făcut și presiuni publice. Au fost oameni politici care au dat indicații Direcției Naționale Anticorupție public. Și noi chiar am avut comunicate de presă și drept la replică. Le găsim pe site-ul nostru.
Numai că noi suntem învățați să rezistăm la aceste presiuni, nu ne-a afectat absolut deloc activitatea și dosarele au mers mai departe. Nu dosare, punct, ni s-a cerut să cercetăm, de exemplu, dosarul vaccinului. Noi oricum l-aveam și-l cercetăm. Asta e partea publică, dar eu vă întreb de... Nu. Ministrul Justiției este în mijlocul unui scandal de proporții pentru ceea ce a fost interpretat ca o indicație dată judecătorilor. Ați primit de la Ministrul Justiției? Am primit indicații rugăminți publice ca presiuni? Să ne facem treaba. Nu mă refer la ce e public, treaba, la ce e public știm și noi, am văzut. Există și în cadrul bilanțului, de exemplu, ni s-a cerut să ne facem treaba pentru că există proiecte de țară care trebuie atinsă. Ridicarea mecanismului de cooperare și verificare, intrarea în CD care deschide. Deci, mai mult, dacă am solicitat mărirea schemei de personal, întotdeauna Ministerul Justiției a răspuns acest lucru, a fost implicat și cu cei 90 de polițiști și cu 60 de grefieri. Mai mult, gândiți-vă că în cei 3 ani am cerut ridicarea imunității pentru 4 miniștri și am fost premier. De fiecare dată, atât președintele României, cât și Parlamentul, fără mult scandal, au ridicat aceste imunități. Și totuși, mi-ați spus că aveți schema, au venit mulți procurori și cu dorința de a face treabă, că ați făcut multe dosare, numai ce am vorbit în toată această emisiune. De ce totuși lumea are senzația că anticorupția din România, în cel mai bun caz, a încetinit, dacă nu e chiar la relanti? Acum, ce înțelege prin lume? Că lumea, este... opinia publică, plătitorii de taxe și impozite. Uite, nu știu ce date aveți, ce studii aveți, nu știu că nu le-am văzut. Nu mai sondaje de opinie, dar reacția publică. Eu am văzut pe încredere și noi suntem acolo sus, dar eu am elemente concrete de creștere a încrederii. Eu cred că, eu speram să mă întrebați de ce are lumea încredere în DNA în continuare. Vreau să vă spun că au crescut în fiecare... Asta trebuie să întrebați. Pentru că în fiecare an avem mai multe sesizări. Avem zeci de acțiuni de flagrant în fiecare an. Asta arată încrederea cetățenilor. Noi am reușit să protejăm imaginea, nu și prezumția de vinție, nu numai a persoanelor cercetate, dar am reușit să protejăm și persoanele care au făcut denunțuri, marturii din dosare. Și acest lucru se știe. Am avut denunțe împotriva propriilor angajați. Deci trebuie să ai mult curaj și încredere în DNA să vii să faci denunțuri împotriva unor angajați a Direcției Naționale Anticorupție pentru fapte de corupție. Eu zic că statistic și avem elemente, încrederea a rămas la o cotă sau a crescut din ce în ce mai mult în ultimii 3 ani. Altfel nu puteam să reușim. Noi, fără sprijinul cetățenilor, fără ca să vină la noi să facă denunțuri, să reclame anumite fapte, noi nu avem dosare. Da, nu mai strigă lumea pe străzi DNA să vină să vă ia DNA, nu mai aveți trotuarul plin de oameni în față? Vă dau un exemplu, așa? Pentru o cauză nobilă, umanitară, Direcția Națională Anticorupție a fost invitată să participe la un maraton în București. A participat la maraton în București și au participat și de la Dicoșit și la parchete și de la instanțe. Cei care aveau tricou cu DNA pe ei... au fost susținut. Și pe stradă s-a strigat DNA, dar era singura instituție. Deci, eu mă refeream concret la altceva. Cu 6 ani, lumea era în stradă din alte motive. Cu 6 ani nu era la maraton. Au ieșit în stradă pentru că s-a pus în pericol atunci parcursul european al țării noastre. Și considerați că suntem într-o situație mult mai bună acum? Consider că s-a înțeles la nivelul tuturor decidenților din România că parcursul european este esențial pentru că România și pentru cetățenii noștri, că fondurile europene sunt esențiale, că respectarea mecanismului privind statul de drept cel general este esențial pentru creșterea nivelului de trai. Eu cred că s-a înțeles acest lucru, cel puțin la nivel declarativ acum. Ce vă doriți? Mai avem foarte puțin. Ce vă doriți să faceți în al doilea mandat? De ce mai candidați pentru un mandat? Pentru că nu-mi place să las lucrurile la jumătatea proiectului. Am văzut că am făcut o echipă performantă la DNA, suntem atractivi. Dacă eu simțeam că nu sunt capabil să fac performanță în această instituție, plecam sau acum nu mai candidam încă o dată. Vreau să consolidez ceea ce am construit, vreau să demonstrez că în România lupta împotriva corupției rămâne la cote înalte. Și corupția. Dacă n-ar fi DNA, poate nu s-ar vedea că există corupție în România. Știți? Și este esențială această instituție pentru cetățenii noștri și avem și proiecte de țară. După ce s-a închis MCV-ul, acum vrem să intrăm în OCDE. Avem un rol important și acolo. Vrem să bifăm condiționalitățile din mecanismul rule of law.
Deci avem provocări, vreau să consolidez ceea ce s-a construit și să mergem mai departe. Vă mulțumesc frumos. Invitatul meu în această seară, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție, domnul Crin Bologa, să-i urăm succes în procedura pentru cel de-al doilea mandat și să sperăm că ne vom revedea din nou în studioul Europa FM. O seară frumoasă să aveți, ne reauzim miercurea viitoare, rămâneți cu Europa FM. Mulțumesc frumos! Piața Victoriei cu Ioana N. Dojoiu la Europa FM.